De un an simt că m-am plafonat, simt că m-am blocat, simt monotonie de parcă aș trăi aceea zi în fiecare zi cu mici excepții. Și știu că nu sunt singurul care are aceste sentimente pentru că am vorbit cu apropiați și ei sunt în mare parte de acord cu mine și ei simt aceste lucruri. Pandemia asta parcă ne-a furat plăcerea de a trăi. Ne-a furat amintirile frumoase pe care puteam să le avem. De exemplu, eu trebuia să fac banchetul de clasa a 12-a, trebuia să îmi cunosc noi colegi de facultate. Nici măcar n-am văzut culoarea pereților facultății, da, păi să-i văd pe ei. Ca să nu mai zic că orele online au fost ceva groaznic. Fără îndoială, pandemia asta de COVID ne-a schimbat viața în rău și ne-a speriat pentru că ne-a arătat cât de fragil și cât de fragilă este viața unui om. Cât de fragil suntem noi. Eu am evitat să vorbesc despre pandemie sau despre COVID prea mult pe acest canal pentru că cred că s-a vorbit deja și încă se vorbește foarte mult despre chestia asta, însă mi-a afectat mie personal viața atât de mult încât trebuia să fac acest video. Dacă eu am aceste sentimente de singurătate, de monotonie, de plictiseală, de faptul că nu evoluez în viață, sunt destul de sigur că și tu le poți avea. Înainte să înceapă pandemia, aveam planuri foarte mari. Plănuiam să îmi încep o viață nouă la București, să plec la facultate, să cunosc oameni noi, să mă aflu în situații noi, însă am rămas blocat acasă, în Craiova, făcând aceleași lucruri în fiecare zi. Același spațiu, aceiași oameni și aceleași lucruri de făcut în fiecare zi. Lucruri care au condus la monotonie, la plictiseală și la lipsa de motivație. O lipsă de motivație, de entuziasm atât de mare încât m-a afectat fizic. A început să mă doară capul mult mai des în fiecare zi, încât a ajuns o durere cronică. Știu că mereu am promovat rutina, un program bine stabilit, dar asta are și părți negative, și anume că dacă te afunzi prea mult în rutină și faci exact aceleași lucruri în fiecare zi, fără nicio noutate, viața ta poate deveni monotonă extrem de rapid. Te poți simți ca un robot fără viață. În acest stadiu am ajuns eu și probabil foarte mulți alți oameni din cauza pandemiei, din cauza purtatului măștii, din cauza statului în casă, din cauza lipsei interacțiunii. Atât de mult ne-a afectat chestia asta încât s-a dereglat ceva la nivel mental. Sănătatea noastră mentală a avut de suferit. Așadar, ce e de făcut când simți că ai obosit și te-ai plictisit de viața ta? Ei bine, în primul rând, trebuie să fii conștient că e suficient de dur să le duci, indiferent de ce se întâmplă, și că Dumnezeu va face să vină și clipele pe care le-ai așteptat, clipe mai bune. Nu îți pierde speranța, ai încredere că timpuri mai bune vor veni și că ai puterea să te vindeci. Deja s-au ridicat multe dintre restricții și acum e timpul să-ți iei o vacanță de la monotonie. E timpul să încerci lucrurile pe care voiai să le faci, să încerci lucruri noi. Vizitează orașe noi, du-te la mare cu prietenii și ia o pauză de la lucrurile care te consumă. Nu să renunți la aceste lucruri importante care îți aduc împlinire și te aduc mai aproape de visul tău, ci să iei o pauză de la ele pentru a-ți reîncărca bateriile și pentru a putea duce bătălia mai departe după ce revii din vacanță. Singura soluție pentru a-ți reveni atunci când te-ai plictisit de viața ta și ai obosit de rutină este să schimbi ceva. Este să schimbi cel puțin pentru o perioadă lucrurile pe care le faci în fiecare zi pentru a reaprinde scânteia și motivația de a te întoarce la muncă ca să-ți atingi scopurile pe care ți le-ai propus. Rutina e importantă, deși aduce câteodată monotonie, este o unealtă foarte bună pentru a-ți atinge țelurile. Dar câteodată trebuie să mai iei o pauză de la ea. Câteodată trebuie să mai faci mici schimbări, mici ajustări. Să iei o vacanță pentru a te întoarce cu forțe proaspete. Așadar, dacă ai obosit, fă o schimbare, relaxează-te, ia o vacanță dacă e nevoie și revină cu forțe proaspete pentru a-ți atinge scopurile. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și, bineînțeles, să-mi dați un follow la Edvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă ai o problemă urgentă și ai nevoie de ajutor, poți apăsa butonul alătură-te de mai jos și vei primi numărul meu de telefon, unde îmi poți trimite mesaj sau îmi poți suna și îți voi răspunde în acea zi, spre deosebire de Instagram, unde răspund cam după 2 săptămâni. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!